doua ediție a premiilor Oscar a fost dominată de Mary Pickford, vedeta absolută și necontestată a Hollywoodului, încununată pentru rolul titular din filmul Coquette. Ea a concurat cu Ruth Chatterton pentru rolul din Madame X, Betty Compson pentru rolul din The Barker, Jane Eagles pentru rolul din The Letter și Basie Love pentru rolul din Broadway Melody. Yes, sir, and with my brother. Să aflăm cine a fost Mary Pickford. Pe numele său adevărat, Gladys Mary Smith, Pickford s-a născut în Canada în 1893, mai precis la Toronto, dar ca mulți conaționali a cunoscut gloria în Statele Unite. Regizorul David Wark Griffiths a lansat-o în Lutierul din Cremona. Cariera lui Mary a luat apoi o turnură incredibilă. Pickford a fost distribuită mai întâi în Madame Butterfly, Povestea lui Mary, Paul Ryan, Rosita și Femeia îndărâtnică, unde a evoluat alături de partenerul ei de viață, Douglas Fairbanks. Oricâte succese a repurtat sub direcția artistică a altor regizori, Pickford rămâne creația lui David Griffiths, un adevărat maestru al cinematografiei mondiale. Pickford ajunge repede marea vedetă a ecranului american. Ea impune un stil de interpretare nou, din care nu lipsesc delicatețea, grația, dar și atenta adâncire psihologică a personajelor. Ea întruchipează cu ușurință fete de diferite vârste și caractere, jucând foarte variat. Cu figura ei copilăroasă, cu bucle blonde, Pickford a devenit America's Sweet. Pickford a fost căsătorită timp de 17 ani cu Douglas Fairbanks. Cei doi erau marile vedete ale Hollywoodului în acea perioadă. Pickford fusese căsătorită înainte cu Owen Moore, actor talentat, dar bețiv. Casa pe care Fairbanks și Pickford o aveau la Hollywood, numită Pickfair, era descrisă zilnic în reviste și gazete ca raiul de pe pământ. După despărțirea de Fairbanks, Mary s-a căsătorit cu Charles Buddy Rogers. Ea a fost unul dintre membrii fondatorei celebrei companii cinematografice United Artists, împreună cu Charlie Chaplin și Douglas Fairbanks. După apariția filmului sonor, steaua lui Pickford a început să apună. Pickford s-a reîntâlnit cu Oscarul abia în 1976 pentru întreaga activitate. Cel mai bun actor a fost socotit Warner Baxter. Născut în Ohio în 1889, el a fost laureat pentru rolul din filmul Old Arizona. Contracandidați au fost Paul Money pentru rolul din The Valiant, Chester Morris pentru rolul din Alibi, Lewis Stone pentru rolul din The Patriot și George Bancroft pentru rolul din Thunderbolt. Warner Baxter impunea prin frumusețe fizică și prin sinceritate, dar nu era lipsit de o autentică vibrație dramatică. El a lucrat cu regizori importanți ca Cecil B. DeMille, William Wellman sau Howard Hawks. I-au fost partenere, printre altele, Dolores del Rio, Janet Gaynor, Ginger Rogers și Ingrid Bergman. Cel mai bun regizor al celei de-a doua ediție a Oscarilor a fost desemnat Frank Lloyd, care a realizat Divine Lady. Totuși, cea mai apreciată producție a fost Broadway Melody, primul film muzical vorbit 100% cântat și dansat. În jurul unei povestioare de dragoste dintre un cântăreț și sora unei balerine, erau grupate numere muzical-coregrafice, succese mai noi sau mai vechi de pe Broadway. Critica a avut rezerve față de această producție, dar filmul a cucerit totuși cel mai important premiu Oscar. Producția a rămas celebră și pentru melodia Mi-ai fost predestinată. Cam acestea au fost lucrurile importante din cea de-a doua ediție a Oscarului. În episodul următor vom afla mai multe amănunte despre rivalitatea dintre Norma Shearer și diva Greta Garbo. Până atunci, numai bine!